Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări mai accentuate în cursul după amiezii și al serii, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10 litri per metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. De o zi însorită au avut parte astăzi locuitorii municipiului Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 28 de grade, iar la noapte sunt anunțate temperaturi de 14 grade. Mâine meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele patru orașe de la noi din județ. În Șimleu, Silvaniei, se anunță o zi cu maxime de până la 27 de grade și o minimă de 15 grade. De vreme plăcută vor avea parte și zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 27 de grade, iar minima va coborî la 15 grade. De vreme asemănătoare vor avea parte și locuitorii orașelor Jibou și Cehu Silvaniei, unde meteorologii anunță o maximă de 27 de grade și o minimă de 15 grade. Dar haideți să vedem ce ne rezervă vremea și în următoarele zile. Joi, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cele minime se vor opri în jurul valorii de 15 grade. Ziua de vineri se anunță frumoasă, cu temperaturi ridicate. La amiază sunt prognozate temperaturi de până la 26 de grade, iar noaptea minima anunțată este de 16 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. La revedere!